Mormane de gunoi, crengi și frunze uscate, recipiente din plastic, pungi și resturi menajere au pus stăpânire pe municipiul Bălți. Mai multe străzi din oraș s-au transformat în adevărate gropi de gunoi după ce oamenii au lăsat pe trotuare sau pe lângă tomberoane această mizerie. Autoritățile recunosc faptul că situația este dificilă și că nu reușesc să adune toate deșeurile, dar dau vina pe locuitori care aruncă prea mult gunoi, inclusiv materiale de construcție pe care le camuflează prin frunziș, iar din această cauză se defectează autospecialele. Pe străzile Cehov și Ceapaev din orașul Bălți, abia de mai pot trece pe trotuar. Grămezile mari de frunziș, deșeuri și bucăți dintr-o mașină aruncate la nimereală au fost azvârlite la întâmplare. Oamenii spun că sunt nevoiți să ocolească mizeria și să meargă direct pe stradă, punându-și viața în pericol. Mai mult ca atât, locatarii se îngrijorează pentru faptul că deșeurile ar putea lua foc. Și un an în urmă, 2 ani și 4 ani în urmă și cu o lună în urmă, totul întotdeauna arăta la fel. Aici este așa o zonă neîngrijită. Mi este frică să mă gândesc ce se poate întâmpla dacă această grămadă de gunoi va lua foc, pentru că în apropiere sunt casele oamenilor și este foarte periculos. Și eu nu știu de ce administrația locală nu rezolvă această problemă. Temerea bărbatului că gunoiul s-ar putea aprinde nu este în zadar. La un alt colț de stradă, unul dintre tomberoane fumegă, iar în jur erau mult frunziș uscat, iar riscul ca acesta să ia foc este destul de mare. La noi, oamenii sunt irresponsabili, aruncă gunoiul unde le este la îndemână. Chiar și pe pungile de gunoi de acasă, nu le aruncă în tomberoane pentru gunoi, dar așa le aruncă unde le este comod. Din această cauză, la noi este o atitudine neglijentă, iar apoi ei învinuiesc pe cineva. Grămada de gunoi este atât de mare încât mamele cu cărucioare, cu copii, practic nu pot trece. E aproape imposibil. Vedem că aici au fost serviciile municipale care sunt responsabile de salubrizarea orașului, dar înțelegem că aceste resturi care stau în jurul tomberoanelor au rămas neadunate. Городская администрация решает по каким-то причинам не убирать. Это люди, если люди бросают, люди, извините. Oamenii sunt de vină dacă oamenii aruncă. Noi singuri aruncăm și facem mizerie, oamenii. Când vin din Europa, se miră, vai, acolo este atât de frumos. Faceți-vă și la voi acasă frumos. Cine vă interzice? Да, дома красиво, кто не даёт. Pe o altă stradă, același tablou dezolant. Recipiente din plastic, cutii de carton și alte resturi urățesc aspectul străzii. Iar la o altă platformă stau sacii plini cu gunoi, iar maidanezii care caută de mâncare printre deșeuri împrăștie mizeria pe o rază mai mare. Zilele acestea era așa o groapă de gunoi. Așa a fost mereu aici. Da, se întâmplă destul de des și aici nu este coș de sortare pentru sticle de plastic. Acolo tomberoanele sunt ca separat să fie aruncate, dar aici nu este. Întrebat despre această situație și murdăria din oraș, administratorul întreprinderii municipale Direcției Reparații și Construcții Drumuri, responsabil și de salubrizarea municipiului, recunoaște că acest fenomen s-a agravat, dar că de vină s-ar face oamenii. Situația un pic s-a complicat în ultima perioadă din cauza că oamenii care locuiesc în sectoarele private aruncă frunze, crengi și iarbă uscată după ce curță pe lângă locuințele lor și aruncă pe lângă zonele pentru colectarea deșeurilor solide sau pe lângă tomberoane. Iar oamenii care fac reparații aruncă în frunziș materiale de construcții. În consecință, tehnica specială se defectează. Tehnica specializată pentru încărcarea care curăță ceea ce aruncă pe lângă tomberoane la fiecare zonă merg câteodată pe săptămână, deoarece nu este posibil. Noi nu avem tehnică specializată suficientă ca să curățim aceste frunze și gunoi în fiecare zi. Totuși, responsabilii promit că vor soluționa problema în cel mai scurt timp. Criza deșeurilor în Bălți a apărut în decembrie 2017, după ce funcționarii au decis să rezilieze contractul cu firma care se ocupa de salubrizarea orașului. Autoritățile au pasat această responsabilitate Direcției Reparații și Construcții Drumuri Bălți, care nu făceau față volumului mare de lucru, scrie presa locală. Cu implicarea guvernului de atunci, orașul a fost curățat de gunoaie în câteva zile.